Or, distinșilor invitați, invitați speciali, aș putea spune, din partea International Finance Corporation, din partea partenerului nostru principal, Fondul de Investiții Meridiam și, bineînțeles, Societății de Avocați Sucați Bocea și Asociații, în calitate de coorganizatori. Doresc să vă urez tuturor un călduros bun venit. Vă mulțumesc tuturor pentru efortul pe care l-ați făcut să veniți la București, la primul summit internațional, cu tema viziune și strategie pentru atragerea de investiții private în infrastructură. Am fost întrebată pe bună dreptate de ce organizăm acest summit. Chiar doamna Julia Prescott din audiență și care va fi și speaker în panelul 3 și ne-a onorat cu prezența m-a întrebat de ce este nevoie de acest summit la București și de ce acum. O întrebare foarte bună. Este nevoie de acest summit pentru a debloca potențialul parteneriatelor public-privat din România, pentru a-l utiliza pe scară largă și pentru a putea să structurăm proiecte de parteneriat public-privat. Pentru a face acest lucru, este nevoie ca toți actorii implicați de la toate nivelurile să fie conștienți de potențialul acestui mecanism contractual care funcționează în alte state învecinate, sperăm să funcționeze și la noi. Primul panel este dedicat unor persoane care îmi sunt foarte dragi și cărora le mulțumesc pentru efortul pe care l-au făcut și în mod special aș dori să-i mulțumesc doamnei Mehita Fani, care este manager pentru Europa în domeniul parteneriatelor public-privat. Îi mulțumesc pentru amabilitatea și pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Ne-am întâlnit deseori la evenimente din domeniul parteneriatului public-privat. De fiecare dată ne-a impresionat prin faptul că este o foarte bună cunoscătoare a domeniului și ne bucurăm și mulțumim pentru încrederea acordată și pentru faptul că a acceptat să fie coorganizator al acestui eveniment. A doua persoană care aș dori să-i mulțumesc în mod special este domnul Florentin Țuca, managing partner al Societății de Avocați Sucați Bucea și Asociații și mulțumesc pentru încrederea pe care ne-a acordat-o tuturora și pentru că a crezut în acest eveniment care până la urmă s-a și întâmplat. Și aș dori să mulțumesc și Fondului de Investiții Meridiam, care este partener principal și care ne-a onorat cu prezența unor lectori la cel mai înalt nivel, cofondatori și persoane care au bogată experiență în structurarea parteneriatelor public-privat. Aș dori să-i prezint pe toți speakerii din acest panel și aș începe cu domnul Florentin Țuca. Este managing partner al Societății de Avocați de 18 ani și a pus amprenta asupra mediului avocațial, a beneficiat de acordarea numeroase premii în domeniu avocaturii, a fost desemnat managing partner al anului și, desigur, ne-a imprimat din viziunea lui și din leadership-ul lui în domeniul avocaturii și noi toți îi mulțumim. Domnul Mihai Călin Precup este secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Îi mulțumim foarte mult pentru participare și pentru prezență. Nu este doar secretar de stat, dânsul este și un bancher experimentat în domeniul investițiilor și dezvoltării și de asemenea are o impresionantă carieră academică la Sorbona, unde a predat curs de politici monetare și curs de private equity. Doamna Mariana Ioniță, desigur că nu mai are nevoie de nicio prezentare, este secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor, este o profesionistă recunoscută în România, a deținut anterior și funcția de director general în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de asemenea a mai ocupat diverse poziții, inclusiv în cadrul Companiei de Căi Ferate Române. Vă mulțumim pentru participare. Doamna Mehita Fani, după cum am spus, este director pentru Europa în domeniul parteneriatelor public-privat. Are o bogată experiență în structurarea tranzacțiilor în diverse domenii din infrastructură, are o bogată carieră în acest domeniu și este un speaker consacrat și constant în domeniul parteneriatelor public-privat. Și mulțumim pentru onoarea de a fi prezentă alături de noi. Doamna, în continuare,
Aș dori să-l prezint pe domnul Arin Naim. Este regional manager pentru Europa și pentru Europa de Est. Are o bogată carieră de asemenea în domeniul infrastructurii. Este inginer de profesie și ne-a onorat cu prezența și ne bazăm pe expertiza dânsului. Și doamna Ana Actalsi, manager de țară pentru România și Ungaria. Ne bucurăm foarte mult că este alături de noi, cunoaște foarte bine piața locală, realitățile locale și dificultățile cu care ne confruntăm în structurarea parteneriatelor public-privat și cunoaște în general zona Europei de Est. De asemenea, am mai fost și manager de țară în Moldova, am reținut și vă mulțumim pentru participare. Aș dori acum să vă mulțumesc încă o dată și dau cuvântul domnului Florentin Țuca, doctor în domeniul parteneriatelor public-privat. Florentin, care este contextul organizării acestui eveniment? Dacă ne-ai putea spune care sunt realitățile din România care au condus la organizarea acestui eveniment, ce lecții învățate avem din trecut, poate avem și în prezent, ca să avem la ce să ne raportăm când structurăm proiecte de parteneriat public-privat. Mulțumesc, Iuliana. Bună dimineața tuturor. Bun venit. Sunt extrem de onorat să fiu deschizătorul dezbaterilor de astăzi și când spun asta, am în vedere nu doar anvergura distinșilor paneliști, am în vedere nu doar calitatea evenimentului, am în vedere nu doar distinșii oaspeți participanți la acest eveniment, am și motive strict personale. Cu îngăduința dumneavoastră, permiteți-mi să evoc câteva dintre ele și aș începe cu începutul carierii mele. Îmi amintesc, prin anii 96-97, le spuneam distinșilor colegi de panel, primul contract serios în a cărui negociere am fost implicat a fost un contract numit atunci de concesiune. Și în 96-97 am constatat, pe de o parte, complexitatea unor asemenea aranjamente contractuale, pe de altă parte, lipsa unui cadru legislativ care să facă posibilă articularea lor. În afara unor principii constituționale ale Constituției din 91 și a unor reglementări din bătrânul și vechiul cod civil, nu aveam practic mai nimic. Erau niște norme metodologice referitoare la locația de gestiune. Și cadrul legislativ a fost ulterior, mă amintesc că la vremea respectivă contractul de concesiune viza rețeaua de apă și canalizare de la Timișoara și respectiv București, iar eu lucram împreună cu niște confrați francezi în numele unei societăți franțuzești, se numea la vremea respectivă Suez Lyonnais des Eaux. Între timp, cadrul legislativ s-a îmbunătățit și complicat în același timp și grație îmbunătățirii și, aș zice, și complicării lui, societatea pe care o reprezint a fost implicată în foarte numeroase proiecte din domeniul infrastructurii, grupate sub umbrela parteneriatelor public-privat, proiecte de anvergură și am acționat atât în numele unor autorități publice, respectiv societăți finanțatoare, instituții finanțatoare, dar și, sau aș spune, mai ales în numele unor investitori privați. Proiecte de succes de care suntem mândri, dar aș vrea să evoc și un proiect care mi-e foarte drag mie și care a fost un eșec. Și am fost implicat în calitate de avocat în acest proiect foarte mulți ani. Mi-amintesc că încă din anii 2000, la solicitarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, avocații în care, echipa de avocați în care lucram, am fost implicați în pregătirea cadrului normativ pentru a face posibilă
în principal acel proiect numit Autostrada București-Brașov. În 2002 a fost adoptată Ordonanța 16, primul act normativ privind parteneriatele public-privat, și în baza acelui act au început negocierile pentru mărețul proiect București-Brașov. El a fost finalizat, abandonat, reluat și mi-aduc aminte că am fost prezent în acest proiect în trei posturi: de pregătire a legislației, consultant pentru pregătirea legislației, consultant al autorității publice, în speță Ministerul Transportului, și într-o altă fază a proiectului, consultant al investitorului privat numit Vasi Concession. Mi-aduc aminte că în 2004 acel proiect a fost inițializat și ulterior, în 2005, reziliat de partea română prin februarie 2005, dacă nu mă înșel. Un proiect foarte complex și mi-aduc aminte că eu eram, o spun cu... eram și interesat și personal, având o casă de vacanță la Poiana Țapului, mergeam cu clienții, țin minte, des, inclusiv la consultări tehnice, la primăria Bușteni, pentru a verifica diverse variante de proiect. Și mi-aduc aminte cu mare plăcere de acele sesiuni, pentru că ai mei clienți se îndrăgostiseră, mare pasiune, de ciorba de burtă de la restaurantul Buceci din Sinaia. Și de fiecare dată când mergeam, călătoria noastră era întemeiată și pe o glumiță repetată de fiecare dată: domnule avocat, după negocieri avem o ciorbă de burtă? Și răspunsul meu invariabil era da, cu condiția ca autostrada să aibă și o ieșire exit Zucca's House și sortii Maison Zucca. Din păcate, proiectul început inițial ca proiectul București-Brașov a fost ulterior calificat ca autostrada Ploiești-Brașov, după aceea Comarnic-Brașov, pentru ca astăzi eu o să o intitulez, colegii mei știu, Comarnic-Comarnic. Nu știu dacă vom avea autostrada Comarnic-Sud, Comarnic-Nord, dar autoritățile de aici, prezente de astăzi, poate că ne vor... În orice caz, ca să închid, să fiu foarte... Din experiența pe care noi am, eu personal, și noi am acumulat-o în aceste proiecte de succes și în proiectele care au ieșuat, am constatat că parteneriatul public-privat și implementarea proiectelor de PPP s-au confruntat cu câteva dificultăți pe care poate astăzi le analizăm și poate astăzi găsim un limbaj comun. În primul rând, după toate experiențele respective, eu cred că parteneriatul public-privat s-a confruntat cu o criză identitară, că tot e la modă subiectul. Și a ajuns în anii în care noi lucram, a ajuns în postura crocodilului din bancu cu Ardeleanul la grădina zoologică. Când Ardeleanul se duce și se întoarce în sat, se laudă că a văzut o grămadă de animale și, întrebat fiind dacă a văzut girafă și cum e girafa, Ardeleanul a zis: auzi, măi Gheorghe, tu știi calul ăla al meu surd? Și da, îl știu. Ei bine, girafa e precum calul ăla al meu surd, dar cu picioarele mai lungi și un gât mai lung și el. Aha, dar tu ai văzut un rinocer? Da, exact, am văzut. Și cum e, măi, rinocerul? Exact, tu știi calul al meu surd? Exact precum calul meu surd, dar are un corn. Bun, dar crocodil ai văzut? Păi am văzut și crocodil. Și cum e crocodilul? Păi Gheorghe, tu știi calul al meu surd? Știi. Bă, n-are nicio legătură cu crocodilul.
Așa eram eu în situația în care negociam un contract de concesiune care n-avea nicio legătură cu ce învățasem eu la școală în materie de contracte civile. Și au fost în practica și în jurisprudența noastră foarte multe confuzii între diversele tipuri de contracte pe care le puteam grupa sub umbrela PPP-urilor. Separat de asta însă, am avut de rezolvat probleme care veneau dintr-o instabilitate legislativă cronică. Am fost realmente îngrozit. Pe urmă, lipsa unor strategii coerente în aplicarea acestei legislații. Acum, din fericire, noi avem o strategie oficială la nivelul Ministerului Finanțelor și pentru parteneriate public-privat 2024-2028, pe care Ministerul vrea să o pună în lucru prin unitatea de management al investițiilor și sperăm că se va ține de cuvânt. Și mai avem de asemenea dificultăți legate de lipsa unei viziuni, poate vorbim din nou astăzi, dificultăți pe care eu ca avocat le-am întâlnit în adoptarea unor instituții și mecanisme specifice dreptului anglosaxon într-o jurisdicție ca a noastră. Și poate cel mai important, lipsa unui limbaj comun și unui numitor comun pe care să-l împărtășească toți actorii implicați, autorități publice, instituții finanțatoare, investitori privați, pe probleme absolut esențiale în rezolvarea acestor mecanisme contractuale și am în vedere poate că cel mai important lucru e partajarea riscurilor. Și cred că, de fapt, la răspunsul Iulianei, de ce ne-am adunat și de ce am organizat acest eveniment, tocmai în speranța găsirii acestui limbaj comun și a numitorului comun. Și dacă evenimentul se intitulează viziune și strategie, am putea adăuga undeva acolo în căutarea numitorului comun. Vă mulțumesc! Doresc să discutăm în continuare cu excelența sa, domnul secretar de stat Mihai Călin Precup. Vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența. Vă mai așteptăm în continuare, vă rog. Domnul secretar de stat este implicat în derularea negocierilor la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața! În primul rând mă onorează prezența și prezentarea pe care mi-ați făcut-o. Mă bucur să văd și felicitări pentru organizarea acestui eveniment. Mă bucur să văd atât de multe fețe familiare și atât de mulți experți în domeniul PPP-urilor. Eu o să vă dau câteva mesaje din partea Ministerului Finanțelor. Ok, m-auziți mai bine? Perfect! Imaginați-vă cum ar fi să avem în fiecare municipalitate un spital nou construit de la zero. Credeți că ar fi posibil? Eu personal cred. Imaginați-vă cum ar fi să plecăm de la București, apropo de ce spuneați dumneavoastră, și să facem 2 ore până la Predeal, la Sinaia, la Brașov. Pe mine, să vă spun sincer, mă doare, sufăr de fiecare dată când mă uit la televizor și văd oamenii cum stau la coadă pe drumul expres înspre Brașov. Eu personal circul mai mult cu trenul. Imaginați-vă cum ar fi să vedem că un transportator pleacă cu un tir plin din București și ajunge în 4 ore în Arad, la graniță. Pentru că 70% din exporturile din România sunt înspre Europa de Vest. Ei, toate aceste lucruri cred că se pot rezolva printr-o platformă comună în care să lucreze și statul, și privatul, și experții din avocatură, și instituțiile financiare internaționale. Această platformă se numește Parteneriatul Public-Privat, care reprezintă o metodă modernă de a debloca niște investiții strategice ale statului. Cred foarte tare că
aceste parteneriate publice-private, chiar dacă nu au fost foarte utilizate în România, în primul rând, cred că este o schimbare de mentalitate, că tot spuneam care sunt, sunt marile provocări. O schimbare de mentalitate, să pui practic privatul, să lucreze împreună cu statul înspre deblocarea unui proiect strategic de investiții. O schimbare de mentalitate atât din partea sectorului public, cât și din partea privatului. Parteneriate publice-private au fost folosite încă din secolul XVIII în Marea Britanie, când privații practic cumpărau teren, construiau drumuri și erau rambursați din taxele care erau generate de acele drumuri. În ultimii ani, din 90 încoace, a fost o explozie acestor investiții și există un raport al Băncii Mondiale în această perspectivă, undeva pe la 1800 de parteneriate publice-private în întreaga Europă, 368 de miliarde de euro deblocate înspre această industrie. 61% din aceste investiții au fost, cum a spus și dumneavoastră, în domeniul infrastructurii. Credeți că în România nu am putea să avem unul? Adică vedem peste tot, în toate țările din jurul nostru, de ce în România nu am putea să avem un parteneriat public-privat bine stabilit? Imaginați-vă dacă Elon Musk ar fi reușit vreodată să trimită o rachetă în spațiu, fără un parteneriat public-privat cu statul american. Imaginați-vă dacă statul american, NASA, prin structura greoaie administrativă, ar fi reușit vreodată să facă transportul acesta înspre spațiul eficient din punct de vedere financiar. Ei, tot așa și pentru guverne. Cred că avem nevoie de privat, nu neapărat pentru banii cu care vine, ci în special pentru expertiza pe care o are pentru a debloca investiții strategice. Cred că suntem cu toții de acord că astăzi în România nu avem o problemă de natură financiară. Avem 29 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Avem undeva peste 7% din PIB-ul României alocat pentru investiții bugetare. Un buget de investiții record alocat anul trecut și pentru acest an înspre investiții ale guvernului. Deci nu cred că este o chestiune de bani pentru care avem nevoie de aceste parteneriate publice-private. Avem nevoie de expertiza privatului și a instituțiilor financiare internaționale pentru a debloca investiții strategice înspre România. Un alt element extrem de important este efectul de levier. Vrem să vedem că pentru fiecare euro cheltuit de către Guvernul României prin fonduri europene, există un efect de levier din partea privatului, care vine cu surse de finanțare suplimentare. De asemenea, un element extrem de important este să aducem la masă, cum ați făcut și dumneavoastră astăzi și chiar vă felicit, să aducem la masă instituțiile financiare internaționale, care au expertiza parteneriatelor publice-private în alte state, și putem să învățăm de la ele astfel încât să deblocăm câteva la noi în țară. La nivelul Ministerului Finanțelor, împreună cu IFC, am reușit să identificăm proiecte de parteneriat public-privat și să facem un pipeline de vreo 440 de milioane de euro proiecte de investiții, de la infrastructură spitalicească până la infrastructură portoară. Rolul statului cred că este de a identifica strategii care sunt proiectele prioritare pentru a fi finanțabile. Ei, după aceea, cred că este important să privatul să vină cu expertiza pentru a debloca acele proiecte și IFI-urile cu finanțarea ieftină. Pentru că de multe ori se spune, ok, se consolidează în datoria publică. Da, probabil garanțiile oferite se consolidează în datoria publică. Probabil plățile de disponibilitate se consolidează în datoria publică. Dar vă întreb eu, este oare o datorie inteligentă pe care o face statul român? Direcționată înspre proiecte strategice și în plus față de asta finanțată astăzi din partea instituțiilor financiare internaționale, în contextul în care astăzi guvernul României se împrumută la anumite dobânzi caracteristice în piață, nu? De peste 7% datorită sau din cauza condițiilor de piață, spre deosebire de ce poate să oferă instituțiile financiare internaționale înspre 2-3% rate de dobândă pentru investiții strategice.
La nivelul Ministerului Finanțelor, așa după cum bine a spus, avem o strategie, dar mai mult decât atât, am revizuit cu ajutorul colegilor de la instituția financiară AFC, ramura de investiții a Băncii Mondiale, am revizuit legislația și avem un pachet legislativ astfel încât să facem aceste investiții mai flexibile. Să fiu mai concret. Am început cu primele proiecte și am văzut unde se blochează. Unul dintre punctele cheie în blocarea acestor proiecte a fost contribuția statului, care în legea veche era undeva la 25%. Astăzi în Parlament, din partea grupului parlamentar PSD, există amendamente pentru a revizui acest criteriu. Practic, din punctul meu de vedere, nu este normal ca în cei 25% să inclus, spre exemplu, fondurile europene, care nu sunt incluse nici în datoria publică și nici în deficitul bugetar. Eu îndrăznesc să spun de ce să ai o limită de 25% și să blochezi din start unele investiții, cum ar fi investiții în infrastructura spitalicească, unde poate ai nevoie de 30%, poate de 27%, nu știu. Dar cred că trebuie să lăsăm în primul rând autoritățile locale să își definească prioritățile, să beneficieze de consultația instituțiilor financiare internaționale în definirea acestor priorități. Și sunteți de acord cu mine că autoritățile locale știu mai bine nevoile lor și proiectele lor de investiții decât poate le știe cineva din Guvernul Central de la un birou din București. Și trebuie să le lăsăm să-și definească acele priorități și să beneficieze de suportul instituțiilor financiare în structurarea și pregătirea acelor priorități. Și nu trebuie să vină din partea privatului inițiativa, trebuie să vină din partea publicului toate aceste inițiative. Cred foarte tare, după cum vă spuneam, că aceste parteneriate publice-private sunt un game changer și o schimbare de mentalitate atât la nivel local, al administrației locale, cât și la nivel central. Și cred că sunt oportunitatea unică pentru noi să deblocăm investiții strategice pentru România. Vă spuneam, 29 de miliarde din PNRR, 26 de spitale care vor trebui să fie construite de la zero, nu cred că este vorba de o problemă de resurse financiare, cât o problemă de expertiză și o oportunitate în același timp de a pune la masă atât privatul, cât și instituțiile financiare, cât și casele de avocatură și, în primul rând, Guvernul României, astfel încât să deblocăm investiții strategice pentru România. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim mult, domnule secretar de stat, Călin Precup. Un discurs consistent, vă mulțumim pentru implicare, vă mulțumim și pentru negocierile pe care le derulați cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Cred că vor face diferența atunci când vor fi finalizate prin implementarea principiilor și recomandărilor acestei organizații. Vă mulțumim pentru toată activitatea și implicarea în modificarea legislației și suportul pe care l-ați acordat instituțiilor financiare internaționale în general. Vă mulțumim! Aș dori să discutăm cu doamna Mariana Ioniță, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Sunteți printre experții cei mai de seamă ai României. Ați fost implicat în toate etapele, în toate programele investiționale, în structurarea lor, în promovarea lor, în promovarea actelor normative care să facă lucrurile să meargă pe un făgaș normal. Personal am lucrat cu dumneavoastră la Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere și ne-a susținut. Și sunt convinsă că în orice calitate ați fi numită, indiferent, veți structura proiecte și veți finaliza proiecte, pentru că sunteți, nu-i așa, un inginer constructor, iar inginerii constructori construiesc, iar dumneavoastră construiți proiecte de investiții și vă mulțumim. Vă rog. Vă mulțumesc mult, doamna avocat, mulțumesc organizatorilor, domnul Florian, vă mulțumesc mult și AFSIM-ului în special. Da, eu nu mi-am pregătit un discurs, aseară vorbeam cu Iuliana și discutam cam despre ce vorbim și am zis lasă să vedem la fața locului ce spun antevorbitorii și atunci o să-mi structurez speech-ul. Da, parteneriatul public-privat este, să zic așa, o dorință mare a Guvernului României, guvernelor de-a lungul timpului. Din păcate,
Așa cum spunea domnul avocat, cu cel mai dorit proiect de infrastructură rutieră am eșuat atunci, în anii 2003-2004, în 2005 cred că a fost primul eșec și am mai continuat în 2006 și ulterior. Eu personal am fost pusă în fața faptului împlinit în anul 2008, când ministrul de atunci mi-a cerut, deși nu eram o expertă nici în parteneria public-privat, eu sunt om de investiții, am gestionat de regulă proiecte de investiții pe vremuri cu finanțare de la bugetul de stat, că alea erau fondurile noastre, sau împrumuturi. Am fost pusă în fața faptului împlinit să fac în regim de urgență 12, cred, benzinării pe spațiile de servicii de pe Autostrada Soarelui, fără să fie avut vreo experiență în parteneriatul public-privat la vremea respectivă. Era doar ordonanța 54, parcă mi-amintesc, din 2006, care discuta despre concesiuni. Și am luat-o așa, ca un copil, am văzut ce înseamnă un studiu de fezabilitate de benzinărie, că ele erau necesare la momentul respectiv, și am sunat la Petrom, care mi-au dat un studiu de fezabilitate, apoi am sunat la ANAP și am zis, care e cel mai bun consultant pe care îl aveți în România pe partea asta de pregătire a documentației și în special pentru matricea riscurilor, mi-au recomandat un expert bun care era cu punctaj superior la dânsii acolo în evaluare și am reușit într-un timp foarte scurt să facem acele benzinării. Și mi-amintesc cu bucurie că am făcut și o licitație, o achiziție publică și n-am avut nicio contestație. Când m-am dus director la compania de autostrăzi, întrucât mă oprisem undeva pe Transilvania la un spațiu de serviciu și am văzut că era destul de murdar și nu era nici dotat cu cele cuvenite, i-am chemat pe colegii mei de la concesiuni și am întrebat care le e programul și cu ce se ocupă. Și am făcut cu dânsi un plan de acțiune pentru concesionarea tuturor spațiilor de servicii de pe autostrăzile din Transilvania și aici am colaborat cu Iuliana. Da, dar ce ne-a lipsit și ce trebuie să mai îmbunătățim? În primul rând ne-a lipsit o continuitate politică care să ne asigure o strategie predictibilă și să putem să asigurăm continuitatea implementării proiectelor. În al doilea rând, o legislație coerentă. Și în al treilea rând, o capacitate administrativă. Și cred că și acum mai putem lucra la aceste lucruri, pentru că îl văd pe Florin Găman aici, care este profesor la Facultatea de Construcții. Da, Florin, trebuie și la facultate să lucrăm și să învățăm viitorii ingineri că trebuie să, dacă lucrează în zona publică, lucrează cu bani și avem nevoie de bani și trebuie să vedem cum îi atragem. Noi avem acum un portofoliu imens de proiecte aflate în execuție, cred că ați văzut, sunt toate autostrăzile, mai puțin Comanii Brașov, cu care mâine avem o întâlnire cu proiectantul. Legat de Comanii Brașov, eu am îndrăznit să ascult sfatul Băncii Mondiale, sfat pe care mi l-a dat mie continuu de prin anii 2016, 17, 18, că să asigurăm maturitatea unei documentații. Deci, studiul de fezabilitate, care s-a tot făcut prin anii de dinainte de aderarea la Uniunea Europeană, din păcate nu mai răspundea cerințelor, în special în ce privește mediul, dar și în ce privește traseul ales, oportunitatea turistică a regiunii și a trebuit cineva să-și asume și să spunem gata, pornim cu o documentație tehnico-economică făcută bine, adică bazată pe analize serioase de teren și nu pe analizele făcute de unii proiectanți din birouri. Ca atare ne-am alocat o perioadă destul de mare și descurajantă pentru oameni, de 5 ani pentru proiectare, dar asta înseamnă analize aprofundate de teren și alegerea soluției cele mai corespunzătoare. Și evident, trebuie să mergem și pe ideea construirii de tuneluri, viaducte mari. Mâine avem o analiză de proiect pentru a stabili varianta cea mai bună. Sunt variante care costă 4 miliarde și un pic, sunt altele care costă mai mult. Și noi trebuie să facem o analiză economico-financiară și de traseu, să alegem varianta cea mai bună pe care să ne implementăm următorii pași, respectiv să trecem la studiu geotehnic.
Și sperăm că acolo, pentru că mai lipsește ceva României, nu numai criza de identitate și, cum am zis mai devreme, și o legislație coerentă, mai lipsește și o istorie în investițiile, în parteneria public-privat. Ca să ieși în piață cu un proiect de asemenea învergură, orice investitor să uită la istoria pe care o ai. Și am ascultat iar, și mulțumesc, Ane, că este aici, Banca Mondială tot timpul spunea, hai să încercăm un viaduct, hai să încercăm un tunel, hai să încercăm cu ceva mai mic la început, ca să ne creăm o istorie și să devenim și noi atractivi. Și atunci, aici trebuie să lucrăm. Și revenim puțin, noi acum la nivelul Ministerului am lansat și parteneriate public-public. Vrem să atragem administrația publică locală. Sunt foarte multe proiecte care vizează mai mult zona, regiunea, cum ar fi o centură ocolitoare, cum ar fi modernizarea unei gări sau construcția unor zone de agrement în zona căi ferate, ca să-i schimbăm puțin. Și poate și aici, cred că pe lângă parteneriatul public-privat, o să avem public-public-privat, da, și poate la legislație, acum, după cum știți, lucrăm împreună în echipă pentru Portul Constanța și acolo am văzut că mai sunt niște mici nefuncționalități în legislație și acum suntem în situația în care corectăm hotărârea de guvern 907, cea care, da. Și ce e important, avem foarte multe fonduri europene pe care ne bazăm în următorii ani, dar eu zic că după anii 2029-2030 va trebui să ne gândim mai mult la parteneriatul public-privat și pentru aceea trebuie să lucrăm împreună, să creăm această platformă, cum a zis domnul secretar de stat, comună și să ne îmbunătățim legislația și capacitatea administrativă, Florin, la facultate, pentru că nu știu cum facem, dar nu mai avem ingineri foarte mulți. Suntem și acum nu că suntem noi ingineri, dar inginerii sunt cei care știu să proiecteze, să implementeze proiectele și din păcate sunt din ce în ce mai puțini și poate și la acest summit fac apel către tineri care se orientează acum către facultăți să meargă la facultățile de construcții. Și cred că ar fi bine, nu știu dacă aveți în programa școlară, dar trebuie să introduceți și ceva programă legată de finanțarea proiectelor și implementarea lor și chiar de parteneriatul public-privat. Eu vă mulțumesc mult și sper că prin această metoda aleasă de a organiza astfel de evenimente, summituri, începem să facem un schimb de informații mai strâns și să ne îmbunătățim capacitatea noastră și în viitor să vorbim, poate după anii 2026-2027, să vorbim și de proiecte de succes. De succes. Trebuie să ne promiteți că veți veni și la anul. Vă mulțumim foarte mult. Dorim să creăm o tradiție prin organizarea acestui summit, așa cum este și forumul organizat de Națiunile Unite între 3 și 5 mai, așa cum avem Istanbul PPP Week, cum avem multe alte evenimente în Europa care au o tradiție și într-o anumită perioadă organizează aceste evenimente în domeniul PPP. Am avut plăcerea și onoarea să o cunosc pe doamna Mehita Fani la aceste evenimente. Deja avem o tradiție să ne întâlnim la aceste evenimente. Are niște discursuri foarte apreciate, le-am apreciat și eu și știu și din alte surse. Thank you very much for joining us together. I think that there is hope. If you are here with your team, and thank you very much for the IFC team, for all the support, thank you very much. You are amazing. You managed to lead an amazing team. You are doing a great job and you are always successful, as far as I know, or at least you do your best. Could you please tell us, is there hope for Romania? What is your perception? Thank you very much. Do you want me to go back tomorrow or not? Because hope or not, I'm not going to answer that. You're not going, not today? Not today. Next year. You are no, going to in fact, the response is simple, very simple, yes. And this is why we are here today, because there is hope. There is a tremendous potential. There is a willingness, vision, and government would like to do it. And we've been discussing for 2 years now about how can we do it together. So
Allow me to go back to the beginning and greet everyone in this room. Welcome to this platform today. Thank you for being here with us. And we are really looking forward to the conversation we are going to have. In the preceding notes, you've noticed that PPP is not new to Romania. There have been some PPPs already in the country. Maybe some of them with not the expected result, but it does not prevent the country from moving forward, because PPP remains a tool for development of infrastructure. So it is important to look at it. And even if we went through bad experience, it's good to keep to take lessons from there. And we think that this platform of discussion and the experience that are going to be shared with people here today is to discuss those things, to discuss what makes a PPP program successful and something that they have in common in many countries that do PPP is, first, is the legal framework. The legal and institutional framework has to be there. It has to be clear. It has to be enabling project. It's important for the government to really work on that and to know that a law is never perfect. We keep adjusting as we go, as we implement pilots, we keep adjusting to make it the best environment possible for investors. And for government, they need commitment, because government or public entities are the grantors in PPP partnerships, so they need strong commitment, they need a vision, they need to be selective, not everything goes through PPP. They need to have a pipeline, because it has a cost to prepare and implement PPP. It is costly. So it is important for a country to have a pipeline of projects so that the replication and the scale can optimize the cost. And then it needs dedicated people. The government or the public authority needs dedicated people at the preparation stage, during implementation, and during supervision. Because most of the failure of PPP comes during supervision, because there's no continuity in the supervision. So that is an important aspect of this. And for the private operators, it is important to come in an environment where things are very clear. There's a legal and institutional framework which is clear, with no risks for the private operator to be in a situation of renegotiation after the signing of the PPP, so it's important. It is important for the private operator to have a clear, for things to be clearly laid out in the PPP agreement in terms of who does what. And for the other group of people important in PPPs, which are the lenders and the institutional investors, it is important that the PPP that is brought to them, for it to be bankable, it has to be well structured, and the risk between the public and the private have to be very well allocated and balanced. The public authority should take the risk that they can take. The private operator should be allocated the risk that they can bear. So it's very important, and this is where the lawyers are very important in structuring the PPP and the PPP advisors. And the last group, which is the most important in PPPs, is the civil society. Civil society, PPP are done for them. It's for the beneficiaries. So it has to be affordable, it has to be practical, it has to be useful, and it has to be sustainable. And nowadays, sustainability should include climate, which means that the PPP which has been developed should be resilient to climate, or should be taking into account adaptation to climate. And it has also to be considering social and environment aspects. The user don't see it from front, but by using the infrastructure, if something is not well designed in terms of social and environmentalist way, very quickly it will affect the users. So I just all want of us, to actually. Yes, exactly. So I just want to just to set the context of what we would like to do today is to discuss, to share lessons, to share experience. Especially IFC has a global expertise in that, and we would like people to feel free to ask us any question they have during break, during sessions. We are here for them.
Thank you very much. Thank you very much, Mihita. Indeed, PPPs. PPPs in the end respond to the citizens, to the needs of the citizens, and of course we have to consider the opinion of the citizens, because in the end they will use that PPP or not. Maybe they won't use it if a PPP doesn't answer to the needs of the citizens. And thank you very much. I would like to discuss with Mrs. Anna Akhantazi. Thank you very much. I know that you held the position of the country manager, also for Moldova, but currently for Romania and Hungary. And you are aware of our local constraints. And of course, you know very well our local environment and difficulties in structuring PPPs. I would like to ask you, could you please share with us your thoughts in respect with the successful PPPs that you structured in your career, and you think that could be replicated in Romania as well, maybe? Thank you very much. On behalf of the World Bank, the public sector arm of the World Bank Group, I'm very honored to be here participating in this panel. And for me, it's a very symbolic theme to be talking about today, because my first visit to Romania was in 1996. Yes, I'm that old. And it was a conference back then that was organized by NATO, Economic Directorate of NATO, on privatization of strategic infrastructure. I was working at the Parliament of Georgia back then, and was representing the country. And the conference was discussing basically whether or not infrastructure should be privatized, what are the risks and concerns in the geopolitical environment when our countries in the eastern part of the Europe were going through huge transformation from centrally planned economies to market economies and building the new geopolitical security systems. And it was interesting that there was no word there about PPPs, I remember that. But what was interesting to me is that the conference was discussing the opportunities. And today we are again in the world and in the times when another transformation is happening in our countries, and this transformation is forward-looking and transformation towards putting our economies on a sustainable path, achieving the development goals while trying to also mitigate the impacts of climate change and achieve the ambitions of decarbonization. So last week we were discussing with government the need for kind of combine this goal of development with decarbonization agenda. And in fact, the transformation of infrastructure sectors, of transport infrastructure in particular, was highlighted as one of the key challenges and opportunities that Romania will need to go through in order to achieve this ambition. And what was also emphasized is the importance of impact on people and firms and economy as we will go through this transformation. So good news for Romania is that this can be done, so Romania can grow while achieving this ambition climate change mitigation targets. But for that, what will need to happen is a smart investment into infrastructure. And this investment cannot be done just by public funds or by abundant EU funds that fortunately Romania has.
unless there is a space created and a way to attract private sector in a meaningful infrastructure, we will not be able to meet all the investment needs that this country has. And so the difference between 1996 conference and today is that today we are discussing the how. It's not about whether or not we need private sector to come in and what the role the government needs to play, but it's how can we bring private sector in a way that will ensure that investment is done today at a scale that Romania needs and in a way that is sustainable over time. And so I'm very happy to see that public sector in Romania has acknowledged the importance of instrument, in this case public-private partnerships, that there is an initiative to create this stable legal and regulatory environment that Mehita was mentioning before me. And State Secretary Precup was talking about the piece of legislation that currently is under consideration. I acknowledge this, but I also want to share four important considerations that we all need to not forget about. The first one is, in fact, the fact that PPPs and the pipeline of projects that that Mehita was mentioning, they should be coming out of the budget process. So Ministry of Finance is going through planning and will need to continue to have a robust public investment management process in place that will create that pipeline that will ensure that PPPs are done at scale going forward. The second consideration is around the financing. Current law restricts a bit the decisions on how the private party and PPPs mobilize that financing. And so I think it's very important to remove those constraints, but in a very prudent way, so that we also are mindful of contingent liabilities and the sustainability of the financing options that are put in place. The 25% restriction, for example, on public participation in PPPs, this is something that, especially for social infrastructure, is a constraint that one needs to address. The third consideration that I want to draw your attention to is what Mariana was mentioning in terms of the feasibility studies and you know, how the role of public sector in attracting PPPs, the methodologies that need to be in place in order to have the right transaction for the right part of the infrastructure needs done through attraction of private investment. So I think there again, an important thing is to understand what we want to achieve and what is the best tool for that. And the last point that I want to say is that any change in law is important, but then the clarity of regulatory framework, the sub-laws that define the rules, the processes, the procedures is something that we should not forget. And I think there will be a lot of need to go that level and make sure that that our the framework that we are putting there is robust. So to me, Mariana mentioned that there is a lack of history of PPPs, but hopefully this event will be one step to creating this history. This history can be created only through successful PPPs, and I think we are all ready to do that. We should collaborate, and today's panels, I think, can be an opportunity to do that. Exactly. Thank you. Thank you very much, Anna. Thank you. For sharing your expertise. We would like to discuss now with Mr. Ari Naim. He's a regional manager for Central Europe and Southeast of Europe. I know that you coordinate countries from the south of Europe. Is it difficult? Do you have good experience, bad experiences in this field of PPPs? How other countries structure PPPs? They manage? Thank you, Juliana.
look, I mean, since I'm closing this panel, let me seize the opportunity to also welcome you all on behalf of IFC, and also to thank you for your participation, to thank our partners at Tsukas Berchet, to thank our partners in the government, and to thank Anna and all the panelists for their support to IFC. I cover what we call Central and Southeast Europe for IFC, and I can tell you, to answer your question, Juliana, that these are extremely exciting countries where a lot remains to be done, and where we see enormous opportunities to deliver development impact, what we call development impact. You could call also sustainable, resilient, inclusive, socio-economic development. In Romania, I mean, IFC is incredibly proud of our partnership with your country. We have invested over the past 30 years $4.6 billion in sustainable investment, sustainable and inclusive investment, supporting $10 billion of investments in total. And Romania is today our largest investment portfolio in the region. Just this year, we will have mobilized more or less $800 million over the rolling 12 months of new investment in the country. But as a development institution, when we look at Romania today, we see a country that has tremendous opportunities because of its geographic location, because it is one of the countries in Europe that at the entry of this crisis is least dependent of Russian gas, because of the nearshoring opportunities for many manufacturing value chains that we are seeing around Europe, because of the revolution that we are seeing in the green transition and in the digitalization of the economy, the e-mobility. I mean, Romania has extraordinary opportunities for fast, rapid growth going forward. Now, to seize these opportunities, the country needs to bridge its enormous infrastructure gap, as you all know, as we all know, and it needs to do it now, because other countries are also in that race to attract fresh private investment. So PPP, and maybe a lot has been said, so I will focus on why PPP, maybe. PPP are not the only tool available to bridge the infrastructure gaps. You have European grants, you have municipal financing, you have public procurement. But at IFC, we are absolutely convinced that PPP have a very specific role to play at this important time in our economic history. And that is, and I think a few of the speakers mentioned risk, Fiorentine in particular and others, that is because of the risks that we are seeing in infrastructure projects going forward. Our world has changed dramatically over the last decade, and it will change even more so in the next decade. Change has become the new constant. So infrastructure projects we are building today for the next 40 years will face disruptions in ways that we cannot even imagine and comprehend now. Changes in technologies, changes in consumer behaviors, changes in climate patterns. So PPP are much more than another financing option. They help answer a very fundamental questions for governments today, which are facing enormously difficult decisions on how to invest and where to invest. Do we want to own an asset financed by the public balance sheet, taking procurement risk, taking construction risk, taking operational maintenance risks, taking all these disruption risks that I'm talking about, or are we better off paying for a service delivered by some of the best experts in the world, or local, like we have local PPPs that are extremely successful, but at least that if the service is not delivered, the private sector operator that delivers it is not getting paid. And so all of these risks, to some extent, are transferred to the private sector players. So let me be very concrete. Do we need to own a wind farm or to have a state-owned company own a wind farm if in 10 years from now we don't know where the wind will blow? Well, we can just pay for the energy, and if it is
well-structured and competitively tendered, you will have the best energy at the best price possible, delivered faster than any government entity can do? Do we need to build and operate a state-owned airport? If private sector airport operators in the world connected to multiple airlines that they can negotiate with global contracts, which can commercialize the duty-frees and the clients that go through the airport can share these benefits by paying taxes or by paying concession fees? Do we need to do we need to build and own an hospital if public doctors can find a better service and a better managed hospital built green to deliver the same service, and government can invest in the training of the doctors and in the better paying the government employees? I mean, all these questions are questions that PPPs help address. So I would say I could mention thousand others, right? But the main point here is that PPP are not a miracle solution to any development challenge, but they are an extraordinary tool for many of the problems that Romania is facing today. So at IFC, again, we are very grateful for this partnership with the Romanian government. We are very grateful for your support. And you can count on us, I mean, to bring that expertise, to bring that experience that we have having structured 150 large flagship PPPs in the world. In this region, we are known for the waste management and waste to energy in Belgrade, for the Sofia Airport PPP, for a number of PPPs in around the region that are considered flagship PPPs and that also have put these countries on the map of the global investment community at a time where it is so important to attract fresh private investment. So I would leave it here. Thank you again. And really make good use of this conversation today. I look forward to contributing and participating and learning from you too. Thank you. Thank you very much, Ari. Thank you very much for joining us. Now, Mr. Ziad Alexandre Hayek will join us through Zoom. Hello, Ziad. Ziad, welcome. We are honored to have you through Zoom at our summit. Thank you very much for joining us. How are you? Excellent. Ziad, I would like to ask you about the importance of proper political support in creating a pipeline of projects. What is your expertise in this field? Thank you very much, Juliana, for the invitation, and thank you, Mehita, for suggesting it. Very kind of you, and really delighted to be with you guys. I think the panelists have spoken, you know, all have made excellent points. So I would not wish to repeat them. So let me talk about another important factor that is really needed to successfully execute PPPs, and is really, you know, it goes beyond having legislation, having PPP units, and having expertise, and having good consultants. And all of these things are very, very important. But it starts really at the very top. You have political will to do these things. I think politics is at the core of public-private partnership. And it is about understanding that PPP is a tool for development, not just a tool for public procurement. PPP, that's why SDG number 17 talks about partnerships. It is the one SDG that is meant to be able to achieve the other SDG. So when viewed in this context, it goes to public policy at the highest level of government, at the, you know, to decide at the highest level of the executive branch and the legislative branch, but especially the executive branch, of how do we want to use this tool to develop our economy and develop our social social like
standard of living. If there is no political support, there is no PPP, and that means that you need a champion, you need a political champion, and you need the highest level of government to have trust in the PPP. That's why in many countries, like Brazil, for example, Brazil is successful because the head of the PPP unit is not just a public sector employee that stays there when governments change, but it is somebody who is appointed directly by the president and so has the ear of the president, has the trust of the president. Why is trust important in this case? Because, you know, it is normal in democracies for politicians to want to have all the projects that they promised during an electoral campaign delivered within their term in office. The problem is that PPP takes a long time to tender, and certainly infrastructure takes a long time to build. And so, you know, then there's usually the pressure from politicians onto the administration to say, I want the airport in 6 months. Guess what? You cannot build an airport in 6 months. And, you know, you cannot even tender it in 6 months. PPP takes time because PPP is not like normal public procurement. There needs to be a conversation with the stakeholders, especially the investors, the financiers. That takes time. Once the tender is out, the private sector participants need time to talk to their bankers and formulate their financing models. And that takes a lot of time, especially if we're trying to squeeze every little bit out of it so that you are competitive. Doing social and environmental assessments takes time. So today you really cannot do a project without proper social and environmental assessment. Getting it rated. I mean, right now, it's not many countries are rating their PPP projects for ESG, but getting a project rated for ESG means that then there is access to more than $30 trillion in the market that is looking for ESG-rated transactions. All of this means that to do PPP right and to be successful and to have the best financing possible, et cetera, you need time. So politicians need to understand that. They also need to understand that it is a partnership in risks. It is not a partnership in capital. It is not a partnership in revenue. It is not a partnership in profit. The government should play no role in the PPP project, in my opinion, other than really tendering the project. Now, of course, there are exceptions to the rule. Of course, you can have the government have a small stake in a project, but it should not be the objective, let's say. Other thing, of course, is building a pipeline of projects. And this has been mentioned. I don't want to mention it again. But it is a political decision that should be there to make sure that the country is attracting investors for a number of projects. Investors need to have the incentive to invest time to understand the country, and they are not going to invest they're not going to dedicate the time if it's just one project here and there, because they have many, many other countries that they're interested in working. So I don't know. I mean, I can leave it at this if you like. I think political angle is very important and needs to be given attention. Politicians don't have time to become very familiar with all the details of PPP or study for CP3P certification or anything like this. There needs to be a dialogue, though, with them at the highest level. And I leave it at that. I like very much what you said, that we have to converse with one another, to have conversation and to discuss, to
have to reach to a joint conclusion and in the end to manage to structure PPPs. Because indeed we have to have a dialogue between ourselves. This is the aim of this summit, to dialogue, to have a dialogue between the central and local authorities and international finance institutions and also with the representatives of the government. Thank you very much for joining us and of course with the investors. Thank you very much, Ziad. This is the end of the first panel. Thank you very much for joining us. We will have a lunch break. And after that, the second panel will start. And the second panel is related to the public-private partnerships in priority sectors, namely healthcare, highways, ports, water infrastructure, and waste to energy infrastructure. Thanks for joining us, and please let's have a cup of coffee because we really need it. Thank you very much.